Succesul începe cu un vis. Îndrăznește să visezi. Înconjoară-te de oameni de la care ai ce învăța. Te invit alături de mine să descoperim împreună cele mai noi trenduri în materie de lifestyle, fashion, beauty, dar să facem cunoștință și cu acei oameni care în calea lor spre succes au spart tiparele. Cristina Șișcanu Show. Fii motivat, fii curajos, fii de succes! Bună seara, dragii mei! Am început cu câteva minute în întârziere, dar nu-i nimic. Suntem pe Facebook, așa că ați primit notificări că am intrat în direct. De mai multe ori v-am întrebat pe cine vreți să mai invit în emisiunea Cristina Șișcanu Show. Mulți dintre voi mi-ați spus că doriți să vină Gabriela Cristea. Ei bine, în seara aceasta, Gabriela Cristea e aici în platou. Bună seara, Gabriela! Bună seara, bună seara! Bine ai venit! Bine te-am găsit! Arăți foarte odihnită și fresh, deși n-ar trebui. Știi de ce? Pentru că m-am ascuns sub un strat de machiaj. E, lasă că... Nu, serios, chiar sunt foarte obosită pentru că ieri am avut o zi imposibilă, am alergat așa de dimineață până seara. Seara am fost la petrecerea Viva, când am ajuns acasă, Victoria urla într-o parte, Iris nu se mai putea înțelege nimeni cu ea. Și am și preluat-o și, mă rog, de dimineață a trebuit să mă trezesc foarte devreme și după aia am făcut mâncare. Ai, îți dai seama cu Iris, ce să dormi? Am dormit așa din 2 în 3 ore, cam așa. Dar dorm legat, dorm cam 6 ore, nu legat, în total, dorm cam 6 ore pe noapte. Suficient. O, da. Bun. Da, astăzi mi-am propus să dorm o oră la prânz, că mi se mai întâmplă când am o perioadă când dorm amândouă fetele. Ah, minunat. Da. Bine că dar din păcate, da, din păcate Victoria nu avea mâncare pentru seara și a trebuit să stau și să fac mâncare. Și atunci asta am făcut, n-am apucat să mă odihnesc. Asta e viața ta de femeie care tocmai a născut a doua oară și într-un timp foarte scurt și care are foarte multe lucruri de făcut, dar tu ești o femeie de carieră. Și o femeie de carieră. Iar eu cred că poți să faci și carieră, poți să fii și mamă, poți să fii și iubită. Și dacă te țin așa, poți să fii și amantă sau să-ți iei un amant, nu știu. Eu nu, nu, nu. Dar poți să le faci, deci dacă vrei chiar poți, adică nu există, nu am timp, știi? Găsești timp pentru toate. Câți ani până acum ai activat în televiziune? Cât să fie? De pe la câți ani? De pe la 20 de ani? 19 chiar. Și făcând socoteala că anul ăsta împlinesc au apărut muștele? Da, da, lasă-le liniștită că... În sfârșit s-a încălzit afară, au apărut și insectele. Da. Făcând socoteala că anul ăsta fac 45, sunt 20 și... Anișori. Deci ai experiență cu vârf și îndesat, da. Și este foarte important că ești încă în prim plan. Faci proiecte foarte iubite și vizionate. Nu e ușor să rămâi așa în prim plan atâția ani. Este destul de complicat să te rebranduiești, pentru că de fapt despre asta este vorba. Dar nu e imposibil. Din păcate sunt mulți oameni foarte buni în domeniul meu și în alte domenii care s-au pierdut pe drum pentru că n-au știut să se rebranduiască. Să se readapteze vremurilor. Da, să se regăsească în evoluția asta. Da. Probabil că e un talent. La mine e și o necesitate. Nu m-a întreținut nimeni niciodată, nu mi-a dat nimeni nicio cană cu apă gratis. Și atunci la mine chioreau mațele de foame și trebuia să fac ceva. Să fii creativă, adică să găsești soluția vrând nevrând. Exact. Dar tu de multe ori ți s-a întâmplat, sau cel puțin în ultimii ani s-a întâmplat să cazi, să te ridici, să treci prin situații, să iei de la zero, de la agonie la extaz și invers de nenumărate ori în viața mea.
Dar sunt obișnuită și să știi că probabil că îmi și place foarte mult să trăiesc așa cu adrenalină. E adevărat că în ultima vreme am obosit și eu un pic, știi, și parcă mai vreau și eu să le mai iau de gata, da. Vreau lucruri mai așezate. Dar tot, nu, eu nu cred că ai reușit fără adrenalină. Știi unde ai putea să găsești mai multă adrenalină? În viața politică. Te-ai gândit vreodată? Sau te gândești să intri în politică, de exemplu? Măi, să știi că m-am gândit. Da. Adică, na, fiind persoană publică, te gândești la toate opțiunile pe care le ai mai devreme sau mai târziu. M-am gândit să intru în politică, dacă să intru, nu să intru. Așa. M-am gândit dacă să intru sau dacă să nu intru. Mie mi se pare că există loc, sunt multe locuri pentru femei ca tine, ca noi, nu știu. Mie mi se pare că nu mai există politicieni la momentul ăsta. Uite, pe 26 ar trebui să mergem la vot. Mergi la vot? Teoretic, da. Practic, mă mai gândesc. Așa. De ce? Pentru că nu am pe cine să votez. Dar cred că o să mă duc doar să pun ștampila pe cineva, da, cât de cât, adică care să fie aproape de structura mea. Nu știu, poate vine vreun coleg să ia să această... ne omoare muștele, da, să-ți povestesc o chestie cu ce mi s-a întâmplat mie în emisiunea cu muscă. Dar hai să ne întoarcem, da, la chestia cu... Păi uite, Rareș Bogdan, care vine, a fost prezentator TV, realizator TV, uite, acum candidează pentru europarlamentare. Sunt nenumărate opțiuni, nenumărate exemple care... Dacă din... vrei, îți dau eu pe cel mai actual și președintele Ucrainei, da, care este un fost actor. Actor de comedie, parcă, nu? Am înțeles că el s-a făcut cunoscut. Și am înțeles că așa le-a și venit ideea celor care l-au propus pentru candidatură. A jucat într-un serial celebru în Ucraina, în care interpreta rolul președintelui. Și atunci li s-a părut că deci, dă bine. Tu intri sau în politică? Măi, nu, nu o să intru în politică. Aș putea să intru, adică aș avea toate aturile să intru în politică dintr-un punct de vedere. Și anume, eu sunt genul ăla foarte tocilară. Dacă îmi dai un ceva de făcut, da, eu mă concentrez pe el și totul trebuie să iasă ca la carte. Și atunci, da, aș fi bună pentru că m-aș bate pentru lucrurile pe care... Tocmai de ce, eu te văd foarte potrivită. Dar... Așa. Dar nu aș putea să intru în politică știind că... promit ceva oamenilor și după aia mă întorc la 180 de grade. Uh-huh. Nu pot. Nu simt, nu e pe structura mea. Și am văzut deseori asta în politică. 99,9% din cazuri, înțelegi? Și atunci nu este un domeniu în care aș putea să activez. Și dacă, așa teoretic mi-ai spus că ai intra și ți-ar plăcea cumva... spre ce zonă te-ai duce dacă ar fi să activezi? Măi, probabil că aș merge către zona asta de, nu știu, probleme legate de femei, de copii, de femeile care nasc și așa mai departe. Asta ar fi o zonă pentru care te-ai lupta. Pentru care m-aș lupta și cu morile de vânt. Și aș mai opta pentru încă o chestie... Mă mir că sunt atât de multe femei în Parlament și cu toate astea, mă rog, legile nu ne ajută pentru creșterea natalității. Uh-huh. În România, am citit de curând un articol, păi că e o problemă cu natalitatea în România. România este pe primul loc în scăderea natalității din Europa, ceea ce mi se pare, suntem și noi pe primul loc la ceva, da, la o chestie negativă. Da. Mi se pare aiurea. Doamna Olguța Vasilescu a rezolvat. Oh, a contribuit la rog, această situație. Da, eu m-am amuzat teribil pentru că am văzut-o pe Mirela Vaida cu vreo săptămână sau două. Așa, da. Într-o discuție publică cu domnul Dragnea.
și vorbeau... Parcă intervenise telefonic într-o emisiune în care erai invitat. Nu, că ea a avut o postare pe Facebook. Și a spus că de ce nu poate să câștige bani? Ceea ce eu am făcut același lucru când am născut-o pe Victoria, înainte să o nasc pe Victoria. Statul român, practic, nu îți permite să realizezi venituri pe timpul concediului de maternitate, pentru că, mă rog, statul îți dă o indemnizație de creștere a copilului și consideră că nu trebuie să mai câștigi alți bani. Da, și la vremea respectivă se spunea că legea a fost făcută după cea austriacă, dacă nu mă înșel. Eu am luat atunci la puricat, că ți-am zis că ești tăcilară, înțelegi? Mai multe țări. Din mai multe țări și chiar pe cea austriacă, în care mamele, într-adevăr, nu aveau o indemnizație mai mare de 1800 de euro, dacă nu mă înșel. Dar, după 3 luni de la nașterea copilului, se dădea dreptul mamei să rămână în continuare în creștere copil și să realizeze venituri undeva, să lucreze part-time. 4 ore. Altceva. Adică dă-i voie o femeie să lucreze dacă poate. Pentru că până la urmă indemnizația de creștere a copilului este pentru creșterea copilului. Asta ar trebui să înțeleagă toată lumea. Bine, nu mai spun că sunt uite, de exemplu, noi acum ne suprapunem. Avem 2 copii care ar trebui să ia indemnizație. Legea spune că ia un copil și pentru celălalt mai iei nu știu, încă nu știu, că n-am fost nu să ne depunem actele. Dar e o sumă care n-are nicio legătură cu realitatea. Teoretic ar trebui fiecare copil în parte să primească indemnizația de creștere a copilului. Exact. Sunt multe. Deci sunt despre multe. Asta am aș... Și spuneam de... Și dacă ai fi în locul Viorica Dăncilă, ce ai face? Te rog să nu... Că știi ce aș face? În primul rând m-aș tunde. Acum nu ți-am zis că avea m-aș tunde și lucul, doamne. Și m-aș mai fiecare da puțin cu... din machiajul ăla jos. Asta așa ca o chestie mondenă, știi? Da. Că mi se pare chiar și pentru televiziune, chiar și pentru orice... Too much! Adică... Gogula, perfect! Mă rog, nu contează. Să fie sănătoasă, nu aș vrea să fiu... Vreau să spun că doamnei. Sunt foarte multe femei în spațiul public care ar putea face foarte multe lucruri dacă ar fi lăsate. Foarte multe femei deștepte, cu cariere, chiar și pe zona aceasta... Măi, Cristina, eu am auzit că, le-au pus piedici. Știi că se construiește un spital de oncologie din donații. Da, pentru copii. Da, și sunt pentru copii. Da. Și sunt două doamne, din câte știu eu, care s-au ocupat de proiectul ăsta și, practic, banii nu vin decât din donații private. Da. Și am înțeles și că întâmpină tot felul de probleme. Adică nu se poate așa ceva. Da. Lasă-i, frate, ajută-i. Păi spun eu ce am pățit azi la ANAF? Da, ai fost la ANAF. Ia spune-mi. Deci eu când mă duc la ANAF, credeți-mă, nu iau calmante, dar îmi vine să mă duc să iau Xanax direct. Deci este ceva... Știu, că am avut pentru... și noi o perioadă în care mergeam... Cel puțin săptămânal. Păi nu, că oricum mă cunosc toți pe acolo. Azi m-am dus și le-am zis, am nevoie de un marker, toată lumea m-a servit, adică nu e problemă. Și te-ai lămurit? Nu. Când te-au lămurit ce de la ANAF? Da, m-am dus boș, m-am întors vacă, deci nicio treabă. Adică ANAF a venit pe capul meu și mi-a zis că am de plătit o sumă de bani, dar nu spune de ce. Uite așa, li s-a pus bata și când i-ai întrebat de ce? Și când i-am întrebat de ce, mi-au spus să vă dăm rezoluția în 45 de zile. Adică, știi, uite, de asta spuneam că eu dacă știi că aș... nouă ne-a venit că trebuie să primim bani, dar ne-a mai venit odată. Mă, n-am primit niciodată. Niciodată, ne-a mai venit și anul eram trecut. Eram prima la ghișeu. Dacă... Că trebuie să primim bani și ne-am dus să-i luăm. Și a zis că, păi nu, că e o greșeală. De ce? Păi așa. Da, tu știi că noi și acum mai... nici nu ne-am mai dus să noi am mai avut o mai situație cu Tavi, care a avut de dat niște bani. Și în același timp trebuiau să-i dea ei niște să primească niște bani înapoi. Da, să facă o compensație cumva. Da. Și ne-am dus acolo, aveam nevoie de o cum se cheamă, de o hârtie de la ANAF. Și ei Tavi a spus, hai să facem compensarea, practic, și să mai rămână restul de bani de plată. Nu, că nu se poate, trebuie să vă duceți să plătiți ce aveți de plătit și după aceea să vă facem documentele, să vă dăm banii înapoi. Okay. Și ne-am dus, am plătit suma și aveam nevoie de un document.
Și mai ales că încercam să obținem documentul ăla de foarte multă vreme, punându-ne tot felul de piedici care nu sunt normale. Da. Și când am ajuns acolo în față, ne-au zis, aveți două posibilități. Vă dăm această hârtie peste 3 luni și nu mai aveam nevoie de ea pentru că se prescriau da. Niște termene. Okay. Sau renunțați la banii pe nu care aveți. Da, renunțați la banii pe care îi aveți. Pe care trebuie să-i primiți. Pe care trebuie să-i primiți și obțineți vă dăm hârtia, pe hârtia mâine. Da. Ia auzi. Uite, așa adică, facem bani statul român. Da, super tare. Și atunci, cum aș putea eu să intru în politică? Păi eu cred că aș da de pământ cu toți oamenii care nu fac ce trebuie. Exact. Da, e complicată zona asta, tot spre zona de televiziune te-ai da, îndreptat. Asta... Acum ești în concediu de creștere a copilului, cum se spune. Da, da, sunt pe banii mei în concediu de creștere a copilului, adică să nu înțeleagă cineva că iau vreun ban de la stat. Nici măcar nu m-am mai stresat să intru în concediu de creștere a copilului. Cât mai stai așa acasă? Că dacă aveți vreun contract pentru mine, pot să încasez bani pentru că nu iau bani de la stat. Deci gata, de mâine pentru petreceri, evenimente, contracte botezul în televiziune. Botezul cometrii și alte, da, exact. Da. Da. Pentru că... Știi că oamenii întreabă când revii la TV. Mă, teoretic revin în septembrie. Practic o să vedem ce și cum. Teoretic așa e. Da. Că știi, acum, mai ales femeile din spațiul public dau naștere unui copil, imediat ești întrebat când revii, când... Sau când îl faci pe următorul. Da, când faci pe următorul. Chiar, un băiețel? Așa să fie toți unul după altul. Da, cum să nu? Lasă fătuntii și după aia mai discutăm. Nu, nu, nu mai facem. Nu mai facem că nu mai avem energie și... Ei, nu aveți energie. V-ați pus odita mai oglinda în dormitor și nu aveți energie. Apropo, pot să zic? Nu știu, zi acum dacă te apucă, eu știu ce vrei să zici. De oglindă. A, de oglindă? Da, că ți-ai pus... Dar știi că ieri că am făcut... Că v-ați pus o oglindă imensă în da. Dormitor. Pot să zic, că da, deja am zis. Pot să zici, da. Avem chiar... nu, avem una în dormitor și una pe hol. Da, adică... dar aia din dormitor așa, în care se reflectă patul, nu se reflectă patul. Ba da, ba da, ba da. Păi și de ce v-ați pus oglindă? De design. Știi că am înțeles că dacă îți pui oglindă, de exemplu, dacă îți pui oglindă în dining și se reflectă masa cu un belșugată, e ca și cum vei avea și mai mult belșug. Dacă îți pui oglindă în dormitor și se reflectă... Astea, că... Serios, așa se spune. Chiar săptămâna trecută mi-a zis doamna Pușa de la Exotic, apropo. Da. Exotic, cei care ne-au asigurat setup-ul. Mulțumim și care frumos. Este superb. Deci este. Eu l-am văzut... în emisiunile tale și a venit Tavi primul la tine. Da, și a mângâiat și... el canapeaua. Da, da. Și a așa, și a zis că e foarte frumoasă canapeaua și abia așteptam să o văd și într-adevăr este superbă și culoarea e superbă și materialul. Da. Și ești foarte comodă, uite cum da. Am așezat eu aici. Așa e. Și doamna Pușa ne-a zis așa, mi-a zis că tot întrebam, eu am fost până la Exotic și avea niște oglinzi foarte frumoase expuse acolo și a zis că uite, dacă pui o oglindă și tot ce se reflectă, adică se dublează cumva. Înțelegi? Adică tot ce se întâmplă în patul din dormitor se dublează. Adică dacă adică dormi, tu... dormi mai mult, dacă auzi? Faci altceva, așa, așa. Auzi că... și dacă îl văd pe Tavi în oglindă deci și... sunt doi. Nu cred așa deci, ceva. Da, deci că astea sunt regulile în Feng Shui și de aceea mulți își pun ori oglindă în dormitor, oglindă în dining unde, în care se reflectă masa cu bunătăți ca să fie mereu îmbelșugată sau patul să fie mereu... A, deci eu oricât bani deci... aș avea să-i pun într-o oglindă, da, știi? Ca deci... să-i dublez. Exact. Sau dacă am card, nu, cardurile pot fi pline sau goale. Cardul ăla plin să se dubleze, îl pun acolo. Dar uite acum... Da, eu acum îmi dau seama că am o oglindă în fața dressing-ului, deci... Mai multe haine, să fie haine. Multe. Da, e interesant așa. Deci tu, doar din punct de vedere al faptului că ți se părea că arată bine, dacă nu te-ai gândit la vreo semnificație anume. E, hai acum, ce vrei să... Nu știu, te întreb. Să-ți spun toate... Auzi, înainte de emisiune am întrebat-o pe Gabriela, zic, hai și despre ce discutăm în cadrul emisiunii. A zis că poți să mă întrebi orice. Da? Așa că...
Uite, eu dar nu, acum, scuza-mă că te-am întrerupt. Serios, după ce faci doi copii, nu înseamnă că ți s-a închis viața. Da. Și când spun asta, vorbesc din toate punctele de vedere. Eu îmi iubesc soțul, soțul meu mă iubește pe mine și atunci... Da, abia așteptam să treacă 40 de zile, dacă înțelegi ce vreau să zic. Da. Da. Foarte tare. La vita e bella. Da. Păi tocmai de aceea vorbeam de băiețel și... Bine, dacă va fi tu o fetiță. Eu vorbesc ca și cum deja se m-a întâmplat. Da, tu știi cum la mine a fost așa o chestie. Știi că eu am rămas foarte greu însărcinată. Nu mai e, ăsta da. E un subiect pe care îl știe toată lumea. Nu mă ascund, nu am făcut da. Multe fertilizări. Așa este. Mă rog, așa, și după ce am renunțat, am zis, gata, nu mai pot, nu mai pot, pentru că e foarte greu psihic, nu vreau știu. Să mă... Da. Să vorbesc despre asta și nici nu vreau să mă plâng până la urmă, am rămas însărcinată. După ce am rămas însărcinată cu Victoria, am zis, mă, la câte mi s-au întâmplat și la câte așa, nu da. Rămân eu însărcinată. Ce? Și m-am trezit însărcinată a doua oară. Vezi, dai seama. Era oglinda deja sau încă nu? Nu era. Aole, să vezi de încolo acum încolo, îți dai seama. Și acum am fost la controlul de după 40 de zile și doctorița mea așa. Mi-a zis, din punctul meu de vedere... Vrei să ne dai vreo veste? Nu. Nu, mi-a zis, din punctul meu de vedere, dacă rămâi însărcinată e ok, adică totul s-a refăcut, totul e ești în regulă. Ești pregătită, și... da. Din punct și, de vedere fizic. Și după ce s-a uitat ea cu ecograful și așa, mi-a zis, zice, a, și stai bine, vezi că ești direct într-o perioadă foarte fertilă. Fertilă. Aoleu, deci eu ți-am zis cu oglinda. Da, așa că... Bine, nu, acum râdem, glumim, ne simțim bine. Știi, asta îmi place mie la spațiu online. Da. Că nu ești așa pus în niște încorsetat. Stereotipuri. Da, în niște... da, așa este. Știi că pe vremuri, când am început eu televiziunea... Așa era cum e acum online. Nu. Nu? Eram nu. Cu reguli. Nu, fii atentă, deci noi nu ne făceam unghiile colorate la televizor. Oh. Deci la televizor era o regulă așa nescrisă, știi? Da. Să-ți faci unghiile cât mai nude, cât mai naturale, cât mai... Și eu optam pentru French, că da. Era și la modă în perioada respectivă, dar să-ți faci unghiile roșii, cum le am eu, sau negre, negre cum le ai tu, aolea. Nu exista... Mă chema șeful și mă dădea afară, da. Înțelegi? Adică... Foarte interesant. Și trebuia să vorbești într-un anumit fel. Mi-aduc aminte că o prezentatoare de televiziune, dar nu mai știu despre cine e vorba, că e poveste de mult, de acum 20 da. De ani, a fost dat afară pentru că bunica ei era bolnavă și era internată în spital și aștepta să intre în operație sau ceva de genul ăsta. Și avea telefonul lângă ea și aștepta să o sune. Și pentru că s-a auzit țârâitul telefonului pentru o fracțiune de secundă în direct, a fost dat afară. Mai incredibil. Adică și acum stăm cu telefonul, ne sună, da. Vorbim în timp ce vorbim cu dumneavoastră, mai da. Facem păi chestii. Acum oricum trebuie să ne mai uităm ca să putem vedea și comentariile pe care le scriu cei care se uită la noi, sunt foarte mulți și probabil că ne adresează și întrebări, o să încerc să citesc câteva dintre ele. Foarte multe sunt... pozitive, frumoase, n-am văzut niciunul așa mai... Știi că se mai găsește câte unul care mai bagă câte un... câte o, așa, o, să creeze o, un val. Nu ai... uite, zice cineva, nu ai dat cu ei de pământ dacă ai ajunge în politică, te-ai asocia cu ei și ai fura în rând cu ei, zice cineva. Serios? Da. Nu m-aș alinia cu ei, eu nu pot. Eu mă iertați, m-am luat de doamna Olguța Vasilescu, da. Care și-a permis niște lucruri cu mine. Mă rog, după aia a dat de pământ cu ea toate televiziunile, dar... Adică nu mi se pare normal ca un politician, oricare ar fi el în lumea nici asta... Nici n-ar fi trebuit să-ți dea replică da, în felul în da. Care a făcut-o până la urmă. Măi, în mod normal, într-o situație de genul ăsta...
Tu erai un cetățean nemulțumit, Eu eram așa? un cetățean nemulțumit, iar ea a scos, ca să înțeleagă cei Da. care se uită la noi, a scos S-a întâmplat acum 2 ani. dintr-o revistă mondenă sau ceva Da. de genul ăsta, un articol Deci ea care s-a bazat pe un articol de Cancan, de înțelegi? Cancan, Cred da. Că chiar din Cancan era sau din Ceau, nu mai Din știu. Click, cred, sau da. din Click. Așa. Așa. În care scria că eu am salariu nu știu cât, nici măcar nu era adevărat, Da. înțelegi? Ea, deci asta mi s-a părut total lipsit de profesionalism. Îți dai seama că era ministrul Extrem de muncii, nepotrivit, era ministru la vremea respectivă, ministru, dacă, da, muncii. Dacă își dorea, putea să-și afle ce scrie la mine în contract. Pentru că toate contractele astea sunt înregistrate și... Exact. Mă rog. Da. Dar dincolo de asta, viața de și și a scris, a aruncat articolul ăsta și a scris ca și comentariu no comment, adică la vai Doamne, câștig eu atât de mulți bani și vreau ajutor ca social și de la stat. Ca și cum îi câștigai de la stat sau nu, îi da, câștigai ea degeaba. Când statul ia bani de la mine impozit, da. Când plătesc nu știu, toate asigurările astea sociale și așa mai departe, nu, statul nu mai e da, bun. Împotrivă, statul ar trebui să-ți permită să muncești cât mai mult și în diverse situații ca să poți să plătești cât mai multe taxe. Asta ar fi interesul da. Statului, dar mă Bine, rog. Știi care e? Păi asta spunea și Mirela, știi că apropo da. De discuția că nu n-am terminat. N-am terminat, da. Asta explica și Mirela și spunea că statul ar trebui să fie un pic mai smart. Da. Pentru că în momentul în care mă lași pe mine să muncesc să ca și femeie, venituri, realizez automat. Venituri și îți plătesc taxe la stat. Dacă mă ții acasă, nu-ți vine niciun venit, adică nu are nimeni de câștigat din situația da. Asta. Doar ca să mă pedepsești pe mine. Și practic știi ce se întâmplă? Îi pedepsesc cu ghilimele de rigoare, da. Pe oamenii care au niște venituri medii sau peste da. Cei care totuși, medii. Până la urmă, na, se țin economia. Da, țin țara. Sau teoretic așa ar trebui să fie, că într-o țară civilizată, clasa de, de mijloc ar de trebui de să fie da. De bază. Viața de familie că este foarte... Da. Păi de asta am spus. De asta spuneam eu că ar trebui, sunt multe femei în spațiu public care da. Ar putea să facă lucruri în politică, dar nu sunt lăsate și este foarte greu să intri și chiar să faci lucruri cu adevărat că nu ești lăsat. Și atunci, chiar dacă ai un avânt de genul acesta, te descurajezi și uite cum faci tu, că ți-ar plăcea, dar n-ai intrat pentru că ți-ar fi nu, foarte și greu oricum, să realizezi în lucruri. Momentul ăsta nici... Nu m-aș încadra în nicio formațiune politică. Iar ca independent, hai să fim serioși, legea permite, dar realitatea practica... nu prea. Nu prea, adică da. Știi, trădare, dar să o știm și noi, da. Știi? Caragiale este acest prieten al nostru, al da, tuturor, care e atât de actual, actual și atât de... valabil, asta ziceam. Viața de familie, în schimb, te împlinește foarte mult. Sunt cele două prințese, Victoria și Iris, este soțul Tavi, este totul minunat, perfect, chiar dacă e, nu e ușor cu nu doi e. Copii unul nu după e. Altul. Nu e, dar nici, adică nu mă plâng, e, da. Punând în balanță, e... E foarte mișto. Te ajută, Tavi? Eu te întreb, eu știu că da. Te ajută, dar te întreb și pentru... Mă ajută peste medie, ca să zic da. Așa. Adică, voi când vedeți... Când te mai uiți așa în jur, în alte cupluri, cum sunt bărbații, da. Cum așa și faci o comparație? Pe o scară de la 1 la 10, 10 fiind... treapta cea mai de sus, adică cea adică mai bună. Adică tu să nu faci nimic și el să facă tot, asta ar fi 10. Este undeva spre 9, spre 10, așa. Da, bun, bun. Adică chiar mă ajută, chiar se implică, chiar știe exact care e programul fetelor, ce trebuie să facă. Nu mi-e frică nici o secundă să le las pe amândouă cu el, cum de altfel le-am și lăsat acum. Acum. Da. Aveți bine, parte e de și ajutor? Doamna Rodica, cea care ne ajută. Da. Dar știu oricum, că baza e în el. Da, acum. Doamna Rodica acum stătea cu Iris și Tavi o luase pe Victoria pe bicicletă și s-au dus să se plimbe.
Da, foarte tare. Am văzut și în postările pe Instagram și pe Facebook. Ai început și tu să fii foarte activă pe rețelele de socializare. Da, păi acum dacă te-ai organizat. M-am mai organizat un pic, dar apropo de asta, uite, fac un apel și la tine, că poate ai prin lista ta oameni care se pricep la Instagram. Am o problemă cu Instagramul. Te rog. Pagina mea este... Contul de Instagram, Gabriela Cristea Clonda. Da. Mă rog, pagina este verificată, am și bulină. Da, albastră. Dar, din păcate, mă rog, am avut niște probleme cu telefonul și nu mai reușesc să-mi o accesez contul, dar el e în regulă. Dar el este în regulă, în siguranță. Nu este part, nu se întâmplă nimic. Așa că dacă sunteți deștepți în ale Instagramului, în acest sens, aștept să mă contactați. Un hacker bun. Pe românești, da. Așa. Să mă contactați pe pagina mea de Facebook sau pe Tavi, dacă aveți acolo toate datele, adică puteți să-mi trimiteți mesaje. Plătești bine pentru serviciu? Acum depinde, știi cum e. Hai că pentru tine poate să facă cineva un gest, dar e important să rezolve problema, că despre asta este vorba. Măi, știi care e chestia? Dacă mă rezolvă pe mine, se duce buhul, ca să zic așa, și atunci s-ar putea să-i fie bine. Da, să-i fie bine. Așa că toți cei pricepuți, scrieți Gabrielei sau lui Taviș și ajutați-o să-și rezolve problema. Cu Tavi ați început relația de 5 ani, cam? 6. 6 deja. Acum în aprilie. Nu, în toamnă, în septembrie. În aprilie ne-am căsătorit. Ne-am căsătorit și ați făcut 5 ani. Nu, avem 4 ani de căsătorie. Așa. Dar nu v-ați căsătorit în fața lui Dumnezeu? Religios, da. Da. Și? Ce, tu aștepți să venim cu ploconul sau ce? Da? Auzi, am mai aflat așa de la televizor că vom fi nașii lui Iris. Așa. Acum aflu și că... Da, să știi că, uite, mi-am propus să fac o chestie foarte drăguță. Și să-mi drăguță. Spui nașa, așa? Nășica. Nu știu că... Îți dai seama că după atâta vreme mi-e greu să schimb apelativul, știi? Asta e. Dar important cred că e mai degrabă să avem o relație ok. Asta e. Foarte important. Știi, nu contează că spun să rămână sau... Da, dar că în biserică trebuie să spun mâna, da, ai auzit? Da, da, așa se spune. Da, da. Știu că așa am făcut, așa și, am făcut da. Și eu. Da. Da. Am pus mâna pe la valieră, scuzați-mă. Da, dar să știi că m-am gândit la o chestie, că venim să vă cerem de nași. Da? Da. O să fie un eveniment special. Dar sunt niște ca tradiții. Ca data trecută. Da, cu data trecută, să vă spun, când pentru înainte să o nășim pe Victoria, ați venit cu un curcan. Da. Era, nu mai știu, prin martie, cred, nu? Februarie, martie. Și a fost frumos. Adică am stat la masă, am vorbit. Păi cam așa se face. Te duci cu ploconul la naș și... Da. Și când nașii de curunie tot cu curcan se duce sau cum? Auzi, cred că facem o dată. Hai să facem un grătar. un grătar de legume și pește, ca să stăm așa la regim, la dietă. Da, păi da, în perioada asta nici nu prea mâncăm altceva. Da, altceva, da. Chiar ai intrat la regim, la dietă? Am intrat așa, ușure. Nu știu dacă să-i spun regim, dietă. Mai degrabă încerc să am un stil de viață sănătos. Încerc să mănânc puțin și des de-a lungul zilei, vreo 5 mese pe zi. Câteodată mi-iese, câteodată nu-mi iese. Da. Încerc să nu mai mănânc seara și să nu mai ciugulesc și, în general, încerc să mănânc carne și legume. Cam asta e de bază. Da, asta e oricum rețeta sigură care funcționează la toată lumea. E adevărat, dar ideea ar fi să... Să fii cât de cât organizat, știi, nu astăzi să mănânci bine, mâine să fii haotică și așa mai departe. Nu e ușor să te organizezi așa. Nu, când beau foarte multe lichide, m-am apucat de niște ceaiuri care sunt absolut ok și cu care mă simt confortabil. Dacă vreți să știți, da, intrați pe ceai? Pagina mea. Poți să spui. Cele de la Veroslim. Uh-huh. Sunt foarte bune la gust și, mă rog, te ajută la digestie, în general.
dar îți schimbă și starea de bine. Am primit foarte multe apostrofări sau ce? Da, că dacă pot să beau ceaiuri din astea în timpul alăptării. Ideea este următoarea, că eu am vorbit cu cei de la firmă și mi-au spus că ceaiul respectiv conține ceai verde și ceai negru. Și asta ar putea, de fapt, să tulbure puțin copilul, adică să-l facă un pic mai nervos. Eu am încercat. Nu s-a întâmplat. Nu s-a întâmplat și am mers mai departe. Dar asta nu înseamnă că funcționează la toată lumea, să ne înțelegem. Și de ce am avut curajul? Și am încercat-o, am zis încerc o dată, dacă e ceva, mă opresc și la revedere. Dar nu, la mine e ok, pentru că la mine nu funcționează nici ceaiul verde, nici ceaiul negru, nici cafeaua. Eu zici că beau apă de ploaie, adică nu. Dar nu te agită. Și atunci m-am gândit că poate și copilul e la fel și uite, s-a dovedit că nu sunt probleme. Cât timp vrei să alăptezi? Ți-ai propus un termen anume? Pe mine mă interesează subiectul, pentru că eu nu mai știu cum să o înțarc pe Petra. Vreau să zic așa, că mă tot gândesc, știi? A început să-mi placă și încep să te înțeleg. Inițial mi-am propus să alăptez 6 luni pentru că așa scrie la carte și aș deveni independentă și n-ar trebui să mai merg peste tot cu Iris. Pentru că și acum știam că plec, care e perioada, mă întorc în maxim 3 ore acasă și cam așa alăptez acum, cam din 3 în 3 ore. Totul e bine și frumos. Am și lapte de rezervă acasă, dacă Doamne ferește se întâmplă vreo situație. Și mi-am zis 6 luni. După care stăteam noi așa de vorbă la un moment dat și ți-am zis, dai seama, eu care zic 6 luni, vai, așa. Zic, o fi vreo nebună de aia să alăptez până la vreo 4-5 ani copilului. Așa. Și 2 ani e mult, da? E destul. Dar știi că mai nou, asta cum se cheamă, OMS, da, Organizația Mondială a Sănătății, așa, recomandă zice că până la 2 ani. Până la 2 ani, da. Da. Zice că pe la 2 ani să te oprești. Adică... Da, tu ai aproape 2 ani și o lună. Da. Deci... Să știi că e foarte greu procesul ăsta de înțărcare. Acum, na, nu este imposibil. La un moment dat tot te înțarcă copilul. Pot să spun? Da. Pot să spun. Deci, la un moment dat, Petra a avut niște probleme cu dantura. Adică, mă rog, ieșeau dințișorii și n-am mai vrut să sugă. Și Cristina zicea, să vezi. Aveam 5 luni atunci. Da. Era perfect, toată lumea a sfătuit-o. Acum e momentul, tot exact, va fi o încercare blândă și... Da. Copilul n-a mai vrut. Și, nebună, a zis, vai, nu mă mai iubește copilul! Nu mai vrea copilul de la mine! Cred că așa o să fac și eu, stai liniștită. Cred. Și noi ziceam, Doamne, oprește-te, care un an și Mădălin mi-a zis că ar fi momentul acum, pentru că am ajuns în situația în care e foarte greu să o înțarc. Este. Și, într-adevăr, într-o dimineață, când deja îi se calmaseră gingiile, i-am zis, Petra, vrei un pic de leptic? Și când a luat sânul, asta a fost. A luat-o iată de la capăt. Da. Eu îmi propusesem de prin februarie așa să... Am zis că până face Petra 2 ani va fi înțărcată. E, n-am reușit, dar... Măi, eu știi cât am zis? Am zis până în decembrie. Pentru că teoretic în decembrie iau și eu o mică vacanță și am zis că asta ce că e șmecheria, să fugi 3 zile, 4 zile de acasă și să lași copilul cu altcineva. Da, știi că recomandarea psihologilor este să înțarci blând și înțărcarea blândă e azi mai puțin, mâine mai puțin, poimâine și mai puțin. Și când vine copilul și urlă isteric că vrea lapte, ce asta faci? Asta e problema, că trebuie să-i explici, deci nu, e foarte complicat la 2 ani să faci așa ceva. Și că plecatul de acasă este înțărcatul mai agresiv, dur. Așa. Și ce se întâmplă? Plânge copilul, este traumatizat, așa. Dar pe vremuri doar așa se înțărca. Era dus copilul la bunici și... Na. Nu știu, eu așa m-am gândit, să plec într-o vacanță în decembrie. Eu mă dau bătută, nu știu. Acum Petra și vorbește și când vine la mine și zice, mami, te rog, mami, doar un pic. Și zic, Petra, îmi promiți că doar un pic suci? Da. Și cum se vede cu sânul în gură, zice, mult. Și asta e situația. Asta așa e cu copiii. Și mai nou, când mă vede pe mine că o alăptez pe Iris...
Victoria. Se duce direct, nu, Petra. A, Petra, da. Se duce direct la, la Cristina și amintește, dacă da. Trebuie să mai da. Sugă și ea un pic. Ce să faci? Asta este, așa e cu copiii, cu soțul cum e. Cu soțul e... Că Mădălin ar... nu apucă. E, ar putea să fie și mai bine, e loc de și mai bine. Da. Cum vă reușiți să alocați timp pentru voi? Știi acea întrebare? Cum reușiți să vă alocați timp pentru voi? Noi când am făcut casa, ne-am făcut... Aveți camera mult. Da, mult. Mai aveți spațiu pentru încă trei deci copii. Deci puteți să fugiți de copil, aveți unde fugiți da. Asta de a fost și ideea. Noi ne-am făcut camera noastră cumva separat de restul casei, știi, uh-huh. ca să putem să... Da, și la noi e cam la fel, dar da. Degeaba. Dar ok. Păi știi cum e dimineața? Noi așteptăm acum să ne vină mobila din dormitor de la da. Romina. Da. Până o să ne vină patul acela fabulos, minunat, extraordinar, pe care abia l-aștept. Lat. În care să încapă și Victoria și Iris. Nu îmi spune chestia asta. Și dacă se reflectă doi copii în oglindă. Nu cred așa ceva. Și acum dormim un pic separat. Ideea este că eu dorm în cameră cu Iris. Vezi că la Victoria n-a fost așa. N-a fost. Da. Niciun copil nu seamănă cu altul. Exact. Și Tavi doarme în dormitorul de oaspeți la parter. Deci Tavi e musafir. Acum dimineața când coboară Victoria, coboară dormitorul nostru de oaspeți, este cumva din living, în living. Așa. Și ea aleargă în living și la un moment dat își aduce aminte că de acolo, de pe ușa aia, vine tata. Da. Și începe și bate în ușă, tata, tata, tata. Îți dai seama că același lucru o să se întâmple și la noi în dormitor. Da. Probabil că încă... Vreo 2-3 ani. Spre 5, așa. Așa va fi. Da, cam așa va fi, știi? Da, până la urmă e frumos. Tu zici că gata, două fete ajunge. Dar... Eu mi-am făcut datoria cinstită Tavi, dacă mai vrea... către familia mea și către patrie. Și către soț. Și către soț și către toată lumea. Și Tavi, dacă mai vrea, ce faci? Treaba lui. Da. Nu mai vrea, nu. Și am și vorbit despre chestia asta. Poate, nu știu, vrea un băiețel. Eu tot dau cu băiețelul dacă aveți două fetițe. Mai, să știi că atunci când am rămas însărcinată cu Iris, ne-am gândit amândoi că ce bine ar fi să fie un băiețel. Dar la fel de bine, în momentul în care am aflat că e fetiță, ne-am bucurat la fel de mult. Adică da. nu contează. Și... acum e și mai ușor, că știe cum e cu fetele, are permis de portarmă, nu da, e problemă. Deci este pregătit, e da, da, pe poziție. Din toate punctele de vedere. Acum se adresez și eu niște întrebări în acestea. Incomode, legate, ia bagă. Da, incomode. Se uită Taviș după alte femei? L-ai surprins? Mai vreau să-ți povestesc o chestie. Am o prietenă, actriță. Așa. Ramona Rusu. Așa. Dumitrescu. Așa. Și stă tot în Corbeanca pe lângă noi. Și la un moment dat, noi eram la mall. Așa. Și eram cumva despărțiți în sensul că el avea treabă într-un loc și eu aveam treabă într-un loc. Și am zis, hai să facem, că aveam niște de-astea administrative, hai să da. Ne rezolvăm și ne întâlnim într-un loc. Într-un punct, da. Și Ramona era și ea la mall. Așa. Și... tot încerca să-i facă semne, el era... și într-un final s-a dus aproape de el. A răspuns semnele. Și a făcut, au început o convorbire. Și apar și eu. Da. Știi? Și zic, a, ce bine că... A, na, na. Și a zice, băi, bărbatul ăsta al tău nu vede dreapta, nu vede stânga. Este chitin, nu cumva să-l bage vreuna în seamă să... Da, acum ce să zic, știi cum, nu poți să bagi mâna în foc nici măcar pentru tine. Dar aminte. Stai un pic, deja mă sperii. La început mi-ai zis faza aia cu amanta. Acum zici că nu poți să bagi mâna în foc nici măcar pentru tine. Hai mă, lasă că așa să vorbim, putem să... Dar de ce să fim ipocriți? Frate, se mai întâmplă și la case mai mari. Eu, Doamne ferește, nu mai îmi doresc așa ceva. Da. Și, adică sunt liniștită...
Da, te pui cu dragoste asta, da. Nene? Nu te pui. Nu, 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 glumesc. Eu am fost și sunt o tipă extrem de loială. Și mie dacă... Să știi că scorpionii așa sunt. Dacă, așa da, dacă îmi dai dragoste, dacă îmi dai afecțiune, dacă mă faci să mă simt iubită, dacă mă faci să mă simt femeie, dacă mă faci să mă simt așa cum trebuie și cum ar trebui să se simtă orice femeie pe lumea asta, n-am, frate, ochi să mă uit nici în dreapta, nici în stânga. Și eu sper că la fel să fie și cu, da, și cu soțul dar meu. Dar vorbesc acum ipotetic, ea ierta vreo aventură? Băi, nu știu. Acum, după toate lucrurile pe care le avem, aș fi foarte dezamăgită, știi, dacă m-ar înșela. Cred. Adică nu cred, sunt sigură de asta. Pentru că până la urmă noi suntem doi oameni extrem de deschiși și vorbim cu cărțile pe masă. Adică orice dorințe, orice chestii se discută. Până la urmă suntem doi oameni maturi și... Bine, nu s-ar spune că a doua oară nu ne-am protejat și am rămas gravid. N-ați fost maturi. N-am fost maturi. Ați fost adolescenți. Da, dar... Mă rog, eram în familie și dacă se întâmpla, Doamne ajută, uite că s-a și întâmplat. Dar nu știu dacă l-aș... Aș fi foarte dezamăgită. Probabil că l-aș ierta. Dar dezamăgirea mea ar fi atât de, de mare și probabil că nu l-aș mai privi cu aceiași ochi. Știi? Mai ales că voi chiar... Adică sunteți un cuplu foarte sudat, mereu împreună. Ați construit și casă și familie și tot împreună, petreceți foarte mult timp împreună, adică nu sunteți genul de cuplu unul într-o parte, unul în altă parte, că sunt oameni care conviețuiesc așa ani buni și trăiesc foarte bine. Și trăiesc foarte bine. Dar sunteți mereu împreună și și aveți și o comunicare foarte bună și atunci într-adevăr cred că dezamăgirea ar fi și mai mare decât dacă ați fi fost. Da, asta spun, adică l-aș privi cu alți ochi. Și n-aș... Da. Orice problemă am avea, trebuie discutată. Știi că e foarte la modă chestia asta în cuplu, că vai, trebuie să-i oferi spațiu celuilalt, să mai petreci și timp separat de soț, sau eventual să te duci într-o vacanță fără soț. Știu că e la asta modă. Cu vacanța nu și mai sunt câteva lucruri pe care nu le înțeleg. Gen, ieșim ca fetele de 8 martie. Nu ca înțeleg. Și cum stai să te odihnești de soț cumva să... Da, nu, eu pe asta nu înțeleg. Mai sunt niște ocazii de astea când ies doar fetele. Sau eu... de 8 martie se mai duc la spectacole. La striptease, da. Eu n-am fost niciodată fană. Am fost de două ori într-o conjunctură, da, cu 100.000 de ani. Și n-am înțeles chestia asta. Eu nu pot să bălesc la un bărbat gol. Trebuie să am și eu un dialog cu el înainte să... Da. Dar el pleacă, de exemplu, chiar și în weekend a fost la o petrecere unde a cântat alături de trupa lui. Și are și acum o nuntă în weekend. În weekend și nu, dacă lipsește vreți, nopțile de acasă. Da, dacă vreți și aveți nevoie la nunți, botezul și cumetrii, nu ezitați să contactați. Să-l contactați, da. Pleacă nopțile de acasă, practic, în weekendul Măi, Cristina, în perioada asta. Eu am o chestie cu oamenii care spun, nu cu tine, că tu pui întrebarea că așa e, mă rog. Pleacă nopțile de acasă. Pentru cei de Cristina, care așa se gândesc. Acum... Ideea este că nu faci dragoste doar noaptea. Ah, uite, vezi? E adevărat. Deci dacă vrei să înșeli și ziua și la dimineața și la prânz și seara. Și nici nu trebuie foarte mult timp la dispoziție. Și nici nu trebuie foarte mult timp la dispoziție. Hai să fim cinstiți că... Da. E adevărat. Deci asta e încrederea și... Da! De cele mai multe ori el când vine de la evenimente... Se aduce flori, banloane. Da! întotdeauna ne aduce câte ceva și câteodată mai vine și acasă cu băieții, mai fac un grătar așa de bună dimineața, pe genul cu lăutarii după mine. Oricum, știi? Voi sunteți
genul de persoane care organizați aproape în fiecare săptămână, în weekend, niște petreceri, ca să le spunem așa. Invitați oameni apropiați, organizați grătare. Da, da, aproape în fiecare, da, fiecare weekend se întâmplă așa. V-ați și organizat cumva casa în așa fel încât să permită, da, astfel de sărbători. Da, și avem o curte foarte frumoasă și încercăm să ne bucurăm. Și nu putem să, eu, nici eu și nici Tavi nu suntem oamenii care să se bucure, să ne bucurăm singuri de... E frumos să socializezi, mai ales cu cei foarte apropiați, este chiar... Iar petrecerile noastre sunt în pantaloni scurți, eu uneori ies și în pijamale, adică oamenii s-au obișnuit cu mine, nu e problemă. Și petrecerile sunt de fapt grătare făcute ad hoc, fiecare ce vrea să mănânce, fiecare, nu facem, da, așa. Și tot se simt ca acasă, da, la voi, deja, da, toți știu de unde... Să-și ia paharul, băuturile, da, și așa tot, mai departe. Da. Da. Și e foarte frumos că aveți organizat spațiu, aveți spațiu și poți să te manifesti așa. Noi am ratat să ne luăm terenul din spatele casei pentru că ne-am trezit într-o dimineață că am început să construiesc o casă. Deci este minunat. Da. Da, acum asta este, ce să facem, trebuie să fim înțelegători cu că o să fie vecinii noștri, că dacă și noi eram în situația asta, adică ne construiam o casă pe lângă vecini, deocamdată sunt foarte ok, în sensul că respectă programul și Mădălin de la început a avut o discuție cu ei. Dar așa mi se pare și, okay, mi se pare și firesc, știi? Uite, și că în prima zi veniseră la 6 dimineața și începuse să lucrez. Dar, măi, n-am o problemă să vină la 6 dimineața, dar să facă alte lucruri care nu necesită bocăneală, troncăneală. Exact. Da. Și noi avem, noi stăm într-o zonă în Corbeanca unde încă se construiește foarte mult, va fi o zonă senzațională. Ne fac și mall acolo, ceea ce mi se pare fantastic. Și cinema. Și da, tot ce trebuie. Abia aștept. Da. Și loc de joacă sper să se facă, pentru că n-avem, de asta suferim acolo. Uh-huh. Și apropo, domnul primar, că sunt alegeri și da, poate, mai, poate faceți... mai faceți un loc de joacă sau măcar să-l promiteți, da, în campanie. Da. Știi? La anul sunt alegerile, parcă locale, deci anul ăsta trebuie să facă, da, un loc de joacă. Un loc de joacă, da, repede, așa scurt. Da. Un părculeț, ceva. Mai vrei să spun ceva? Eu dacă îmi pun mintea, eu fac un loc de joacă în Corbeanca, da, fără să scot un leu din buzunar. Da, cred. Da. Adică dacă eu am resursele astea, nu sunt primarul. Sau dacă primarul vrea să profite de lucrurile pe care poți să le oferi tu. Pot să le ofere oamenii din comunitate, da, pentru că sunt multe persoane publice care stau acolo, uh-huh, în Corbeanca și toată lumea suferă din cauza faptului că nu avem un parculeț. Am putea să le facem, dar trebuie să fie și un, da, pic de energie așa și un pic de dorință. Da, în Otopeni sunt câteva părculețe și cred că o să se mai facă. Sunt foarte multe mesaje, sunt foarte mulți oameni care stau cu noi, sunt peste 1000 și ceva acum și aș mai citi unele mesaje. Roxana Doru, e o plăcere să te ascult. Alina de la Stoche este cu noi, o salutăm. O pupăm pe Alina. O pupăm, da. Carmen Denis, bravo, felicitări. Bună seara, eu l-am înțărcat la 4 ani, zice mă. Noroc cu mama că l-a luat o săptămână la ea. Că nu se mai putea, săraca, îți dai seama. Vai de mine, mie oricum mi se pare că Petra e tot mai atașată și mai atașată, sincer. Deci nu mai... Deci nu mai pot, deci nu știu, mă sperie un pic lucrul acesta, că încercatul va fi destul de... Uite și Tavi Clonda se uită, bună! Azi a întors în și Madalin Augustin Ionescu se uită, ne urmăresc. Vezi ce soții avem? Așa, bravo pupici, bine, în acest moment Mădălin este producătorul emisiunii, pentru că... Mamă, ce producător, da, ai! Îl plătesc scump, dar asta este că producătorul care este de obicei a avut niște probleme și n-a putut să ajungă, așa că Mădălin astăzi este producătorul. Auzi, uite, îmi place, Elvis Laurențiu Păturică, așa, zice, zice așa, nemai având ce să facă, se întreabă una pe alta. Da, sigur. Mi se pare foarte dacă... tare. Dar nu, știi, eu nu prea înțeleg asta cu hatereala de pe, da, din spațiul ăsta online. Da. Să spun de ce. Măi,
oamenii nu înțeleg că așa cum ei au dreptul să intre în spațiu virtual, în online, așa avem dreptul și noi. Da. Și putem să facem ce vrem atâta timp cât ne aflăm în limita decenței. Da. Iertați-mă, dar... Da, ce-am făcut? N-am făcut nimic care să... Că deci așa, mai văd câte un mesaj așa de la unele, că în mod special sunt femei, femeile așa se spune că sunt mai răutăcioase și bărbații dacă sunt nu prea se exprimă așa, că vai, că dacă nu apare o perioadă la televizor sau așa, stai degeaba, că nu faci nimic, că ești leneș și trebuie să le dai socoteală cu ce te ocupi, ce faci, ce mănânci, cu ce te întreții. E, mor de râs, dar asta e. Oamenii și dacă le diferiți. Spui, aha, dar de ce te lauzi? Da. Ah, dar de ce faci nu știu ce? Carmen Popescu, ce mă bucur că o văd pe Gabriela. Aura Velicu, salutări. Mulțumesc. Din Brașov. Sunteți superbe și ne face foarte mare plăcere să vă vizionăm, Cristina Leu. Mulțumim. Camelia Dorina Curseu, două doamne, felicitări. Mulțumim. Sabina, alăptez de 2 ani și 3 luni, nicio șansă am de înțărcat. Am citit și mesajul ăsta. Tot mai atașat. Da. Felicitări pentru emisiune, da. Pe ce canal se difuzează emisiunea, Gina Maxim? Aici. Aici. Aici unde, unde ne vedeți? Sunteți? Și vreau să vă vând Facebook. Un pont, că am descoperit și eu, știi, așa. Dacă aveți acasă televizoare smart, dar trebuie să fii, pentru mine asta e așa o chestie, asta cu tehnica, cu tehnica și finanțele mă depășesc. În sensul că toate declarațiile alea de aoleu, de deci, la aoleu, da. Deci când văd plicul ăla de la ANAF cu aia neagră, dar nu știu cum de-au făcut acest design cu foarte cu frumos, de doliu, așa ca să intri în... ceva. Așa, deci sunt două lucruri care pe mine mă depășesc. Dar se poate viziona și pe televizor și majoritatea sunt smart. Mai da, se poate viziona, trebuie să fiți legați la televizorul vostru, nu știu cum se face, da. Nu mă întrebați. Poți să-ți pui Facebook-ul pe... Da, a făcut Tavi chestia asta și eu am descoperit, mamă, dar ce fericită am fost că eu am descoperit prima. Aha. Da, că poți se să poate. Stai pe canapea și să te uiți, să te uiți pe la televizor, da. Un ecran mai mare. Ceea ce mi se pare genial, tehnologia... A evoluat fantastic și mi se pare foarte important că, uite, dacă vrem să ne manifestăm, putem să ne manifestăm și altfel decât în televiziune. În televiziune, da. Știi? Ce ți-ai mai dori să faci în televiziune? Că ai făcut ultimii ani, da. Ai făcut show-uri matrimoniale, cumva. Mă, da. Eu aș putea să fac absolut orice în televiziune, pentru că, bine, să nu mă pui să... fac show-uri politice, că s-ar putea să mă iau de gât cu... Mi-amintesc de faza cu Gabriela Vrânceanu Firea și cu Băureanu, nu? Parcă? Când cu paharul cu apă și-au aruncat în direct. A fost o fază. Vai. Și i-a zis Gabriela Vrânceanu Firea ceva, că sunteți un domn cu muci în freză sau ceva. Vai. A fost păi celebră. Tu poți să-ți ieși din minți, serios, adică... Și uite că acum... Dar știri ai prezentat? Știri? Am făcut, la un moment dat, am prezentat știri sportive. Așa. Și nu prea sunt bună la asta și am să-ți explic de ce. Pentru că toate știrile nu există. Că sunt știri sportive, că sunt știri de divertisment, tot ce ține de știri. Un om care stă la un pupitru și există prezentare video, prezentare video, deci pe genul știri, au prompter. Da. Și trebuie să citești de pe prompter. Și prompterul ăla nu e pus acolo că omul nu e suficient de inteligent să vorbească liber, ci pur și simplu pentru că există niște timing-uri în televiziune, totul este foarte bine calculat. Și prompterul ăla este calculat de așa manieră încât să intre într-un anumit timp ca să nu te întinzi la știri să zici că faci o oră și să faci de fapt două ore de știri. Problema este că... Deci nu poți să vorbești și să te exprimi liber la știri. Exact, nu poți, n-ai cum. Doar la interviuri din astea față în față, acolo da, se poate. Dar în rest, toate știrile sunt citite de pe prompter. Bun. Ideea este că mie îmi scriau băieții, editorii îmi scriau știrile, eu le corectam ca să pot să le citesc pe limbajul meu, da. Și așa mai departe. Să se potrivească. Da. Și ajungeam în direct. Și în direct mi se părea mie, mi-am duceam eu aminte de nu știu ce. Că e mai bine altfel. Băi, și făceam completări în timpul
emisiunii, îi disperam pe producători, l-aveam deseori producător pe Consum, Adrian Cheltuitorul pe numele lui, așa. Mare om de sport, jurnalist foarte bun, și îl disperam săracul. Îmi zicea, fată, că așa vorbește, fată, iarăși te-ai întins, iar ai modificat, nu mai știam ce să fac. Uite, Tavi zice, hai acasă, iubii, te așteaptă fetele și eu. Ava. Da, mai stă un pic, e disperat, îți dai seama. E greu. Stai, Gabriela, mai stai. Auzi, aseară el era, eu eram disperată să mergem acasă. Pentru de la că, petrecerea Viva. Da, pentru că eram amândoi plecați. Acum că el e acasă, eu sunt foarte liniștită, n-am nicio apăsare. Auzi, să știi că Petra, la un moment dat când nu eram eu acasă, a încercat, s-a dus și spre Mădălin să sugă un pic, dar când a văzut care păr pe piept s-a retras. Iris e prea mică să înțeleagă asta. Da, și aseară când noi eram amândoi și eram disperate să ajungă acasă, deși petrecerea a fost foarte frumoasă. Așa este. Eu tot ziceam, mai să mergem. Și el săracu, pentru că n-am mai ieșit foarte multă vreme împreună să stăm așa, a zis, hai să mai stăm. Și eu până la urmă l-am târât spre mașină și am plecat acasă. Acum, na, dacă gata. Eu am ieșit lasă singură că ai stat și tu relaxată. Când a fost Tavi aici sau... Se mai duce și el, se mai duce la un fotbal. Iese cu băieții Tavi? Se duce la fotbal și mai rămâne câteodată cu băieții, dar nu de fiecare dată. E și în avantajul nostru pentru că se duce cu mașina, așa, ca să poată să ajungă acasă și nu poate să consume nicio licoare de-a lui Bacchus. Aha, și atunci trebuie, zice, vine mai repede. Bine vin acasă, da, nu se lungește. Acasă mai bine îmi deschid o sticlă cu vin și stai relaxat, stau relaxat la mine acasă, știi? Da. Dar crezi că bărbații au nevoie de supape mai mult decât femeile? Adică să aibă nevoie așa, să ia, să stea cu bărbații? Eu la cred că deopotrivă au nevoie și femeile și bărbații. Dar, repet, eu nu înțeleg chestia asta cu ieșitul separat. Adică, da, mi se mai întâmplă și mie, să nu vă închipuiți că dacă Tavi zice n-am chef să ies, eu nu ies. Sau invers, dacă eu zic n-am chef să ies, el nu iese. Mi se mai întâmplă să ieșim și separat. Nu foarte des. Dar probabil când trebuie să stea cineva cu copiii, exact, și atunci sunt situații și ne împărțim. Dar, repet, eu nu înțeleg chestia asta cu ieșitul separat. Păi de ce te-ai mai combinat? Rămâi singur. Vrei o relație, vrei o familie? Nu înțeleg. Corect, că... așa este. Cum îți vezi viitorul așa? Roz. Roz, dar cum, nu știu, ce mai vrea să faci pe lângă ceea Măi, ce ai? Măi, până acum, uite, nu m-am gândit niciodată la câți ani vreau să trăiesc, cât știi ce să fac. De când mai vrea să construiești ceva? Nu știu. Da, eu aș mai vrea să mai fac o casă. Cu o casă? Păi de ce? Păi am două fete. Și îți dai seama că trebuie să le fac pe amândouă la fel de mari. Deci Dita mai căsoaia asta trebuie reprodusă în altă parte. Vai. Tavi e disperat și a zis, o faci singură. O fac singură dacă trebuie. Că nu, e greu să construiești o casă. O casă e o poveste și uneori poveștile mai pot fi și de groază. Adică, mai ales cu ce se întâmplă pe piața de muncă din România. Da, e greu. Din domeniu, la asta mă refer. La momentul ăsta, deci după ce am născut fetele, din momentul ăla știu că îmi doresc să trăiesc foarte mult și să fiu sănătoasă. Ca de să petreci cât mai mult timp cu ele. Cât mai mult timp cu ele și să pot să fiu activă în viața lor, adică să nu fiu o corvoadă sau să fim fericiți, să ne simțim bine, știi? Dar nu pentru că eu nu le-am făcut pe ele pentru mine, eu le-am făcut pe ele, am dăruit viață din dragoste. Și atunci să mă bucur împreună cu ele de toate realizările, adică eu să le susțin în... cât mai mult posibil. Da, da. Da, nu știu, vrei să-ți faci o afacere sau, nu știu, vrei anumite proiecte în televiziune, visezi la anumite proiecte în televiziune, adică și altele. Da, dacă
trebuie să fie o provocare, știi? Adică nu pot să mă duc să fac orice altceva în televiziune doar de dragul de a face. Că nu mai, când ai făcut, când te-ai ridicat la un anumit nivel, nu poți să te duci la o emisiune, nu știu, care... Dar ai participat la un reality show de genul acesta mai extrem, dacă pot să-i spun așa, gen, nu știu, Asta Express. Dacă nu m-ar pune să beau diverse chestii, aș participa. Deci orice până l-a băut... S-a mâncat chestii de genul. Nu, până acolo, adică unii oameni... Eu n-am un stomac sensibil, dar hai să nu exagerăm, știi? În rest ai duce, ai reușit. În rest, oho, cred că aș și câștiga. Și știi de ce? Pentru că eu am lucrat mulți ani la emisiuni de tip reality show și atunci știu cam ce e în spate, care e bucătăria. Și care e rețeta. M-aș distra, da. Știi? N-aș pleca acum de lângă fete. Asta e singura chestie. Pentru că sunt mici și pentru că oricum nu pot să stau mai mult de o zi fără ele. Nu pot. Efectiv nu pot. Tu ai avut la un moment dat o afacere, un atelier. Da. Și mergea foarte bine. Foarte bine mergea, atâta timp cât... ai avut într-o pauză pe care ai avut-o în televiziune, da, scurtă. A mers foarte bine, dar doar atâta timp cât m-am ocupat eu. Din momentul în care n-am mai putut... În care ai reînceput un proiect. Da, și care mi-a ocupat foarte mult timp și n-am mai putut să mă ocup de atelier. Și atunci, chiar dacă delegi oameni, businessurile astea mici, trebuie să te ocupi tu efectiv de ele, până le pui pe picioarele și le ridici să le faci un pic mai mari. Mai mari, da. După aceea poate funcționează și de la sine, nu îți mai trebuie atât de multă implicare. Dar ce mai face un atelier, mai ales că na, deja ai o experiență. Dar mie îmi place, eu o croitoresc acasă. Știu. Da. Perdele, draperii. Da, astea mi le-am făcut acum, da, pentru că aveam nevoie. Ai mașină de cusut. Am mașină de cusut și fac multe alte lucruri. Și apropo de momentul când o să venim să vă cerem de naș, o să am o surpriză pentru voi. Vai de mine, păi să ne spui, să ne pregătim și da, psihic. Da, dar nu vreau dar să spun, m-am gândit la dar când va avea loc evenimentul? E, nu știu, ne gândim noi. Într-o zi când te aștepți mai puțin. Păi nu, dar evenimentul cununia. A, evenimentul, uite, te-a lăsat pe tine și acum îmi trimite mie mesaje direct pe WhatsApp, știi? Plânge copilul, vrea plânge să mănânce. Copilul! Păi așa, uite, m-am întâlnit în mall cu Adela Popescu, acum o lună. Rămăsese Radu Vâlcan cu cel mic acasă și Adela cu mama ei și cu cel băiețelul mare erau în mall. Și cum stăteam noi așa frumos, eram și eu cu Petra și ne-am așezat la o masă, la o cafenea, ăștia doi mici, Petra și Alexandru, băiețelul, beau lapte, așa, stăteam, abia a început să ajungem să discutăm. Îi sună telefonul Adelei Radu, vină acasă, plânge copilul, repede, pac, a luat, nici n-am mai apucat. Mama Adelei a plecat cu ceașca de cappuccino, de s-a întors să lase ceașca, știi, repede. Așa e când da, alăptezi și, na. Când e copilul e foarte mic, are câteva luni. N-ai ce da, să faci. N-am ce să fac. Da. Radu nu poate să alăpteze, nici Tavi nu poate să alăpteze, nici Mădălin nu poate să alăpteze. Da. Da. Și cred că e și deși a încercat. Da. E și o chestie. Cred că, știi, m-a întrebat cineva cum este cu alăptatul ăsta. Și eu am comparat lucrurile cu un wireless care, la care te legi cu telefonul. Da. Eu în momentul în care vin așa de pe drum și ajung aproape de casă, în momentul ăla mi se declanșează lactația. Și e o senzație de efectiv te duci glonț, știi? Da. E o senzație interesantă pe care numai noi femeile da, o da, trăim. Așa este. Și mă bucur că experimentez acest lucru. Da, e foarte frumos, dar până la moment. Da. Eu ziceam că toate cele care m-au comentat atunci când postările mele s-au transformat practic într-o campanie de pro-alăptat în public, toate acelea care m-au comentat, m-au certat, acum, na, din cauza asta mi-au dat energie negative încât nu mai pot să stau pe da,
Nu, da, eu cred că cele care au comentat la momentul respectiv vis-a-vis de tine sunt femei care n-au alăptat, pentru că eu nu știam cum o să procedez, dacă o să alăptez în public sau nu. Dar trebuie să înțelegeți că în momentul în care copilului îi este foame, da, nu ai cum, acolo, în secunda aia trebuie să-i dai de mâncare. Și indiferent că te afli într-un restaurant sau ne-am întâlnit la un moment dat noi și ne-am așezat să mâncăm la un restaurant și m-am mufat, ca să zic așa, cu Iris. Da. Și stăteam, era prima dată când făceam asta într-un spațiu public și stăteam, mă uitam dreapta-stânga și la un moment dat o doamnă cu un copil mai mare, s-a întâmplat fenomenul. Da. Și copilul care... Da. Și am zis, a, liniște, pace, da, totul okay, bine. Știi? M-am relaxat un pic, știi, pentru că e... Da. E eu n-am știut că e o problemă. Eu niciodată, înainte să rămân însărcinată, să alăptez, eu nici nu... Dacă vedeam oameni care alăptează, nu știu, mi-era așa, într-un fel indiferent. Nici nu mi se părea ceva înălțător, pentru că nu experimentasem și nu știam ce înseamnă acest lucru, dar nici nu mi se părea ceva care să mă uripileze, ca să le citesc pe unele. Mă rog, chestii de genul acesta. Este cel mai frumos sentiment pe care ți-l poate oferi în relația cu copilul tău. Da. Voi aveți o casă foarte frumoasă, ați muncit la ea. V-ați gândit vreodată, nu știu, să vă mutați într-o altă țară, nu știu, într-un spațiu mediteranean, de exemplu, și să vindeți casa, să vă luați o casă în afară? Cred că ne-am luat vreo 3. Nu știm încă. Așteptăm sau să vă vedem... place să stați în România? Măi, cred că trebuie să ai un loc unde să tragi. Când or să mai crească un pic fetele, cu siguranță o să începem să mai călătorim și noi. Uite, deja plecăm peste 2 săptămâni jumate într-o vacanță. Așa, mergeți în vacanță. Da, cei de la TUI Travel ne-au... făcut o vacanță extraordinar de frumoasă și abia aștept să particip. Încă nu ne-am luat voucherele de vacanță, dar până acum unde am mergeți? Discutat cu ei. Mergem în Beleg, în Turcia, pentru că așa se întâmplă când ai copii foarte mici. Dar o destinație super. Potrivită, da. Și vreau să spun că Turcia, apropo de... Stăteam de vorbă cu cei de la TUI Travel și îmi ziceau că mi-au arătat, de fapt, niște chestii. Turismul ăsta de pe litoralul turcesc nu mai este ce a fost. Adică, să înțelegeți ce vreau să spun. Sunt resorturi la care cântă Jennifer Lopez. Nu cred așa ba ceva. Da. Adică, lucrurile au evoluat într-un sens grandios. Și atunci există pentru toate categoriile sociale, există și last minute-uri și sunt multe chestii pe care poți să și le iei printr-o agenție. Și poți să ai acces, și poți să ai acces la niște prețuri rezonabile la efectiv o vacanță luxoasă. Mâncare de să spui și în cap, dar nu asta e ideea. Ideea dar este, nu, dar e comod când ai e comod pentru copii, că poți să și alegi. Pentru asta am și optat, știi? Bine, voiam să mergem cu toți în vacanță, da, da, dar din păcate... Noi nu avem cum în perioada aceasta, da, să mergem. Mai stăm aici că avem emisiuni de realizat. O să ne luăm vacanță mai încolo, poate prin iulie-august și nu știu, poate mai facem atunci o vacanță, o Grecie. Sigur, vedem noi ce facem. Da. Ne organizăm da, atunci. Ne-am mai apucat și noi de treabă, dar nu așa ca voi, da, la modul profesionist în mediul, da, online, în sensul că ne jucăm un pic cu toate lucrurile și eu zic ai că făcut ne... o transmisie live recent. Am făcut o transmisie live recent, mi-a plăcut foarte au mult. Au participat foarte mulți oameni. Și au participat foarte mulți oameni și mi-am propus să refac lucrul ăsta, să fac sesiuni live o dată pe săptămână și în același timp mi-am mai propus să mai fac niște mici montaje pe care să le arunc în mediul virtual pe pagina mea de Facebook.
Gabriela Cristea. Pe Instagram, Gabriela Cristea Clonda, dacă îmi recuperez contul de Instagram, dacă mă ajutați voi. El este acolo, el este acolo la dar tine, că dar nu pot să-l accesez. Nu pot să-l accesez. Și de asemenea, toate filmulețele le puteți vedea pe YouTube. Canalul de YouTube. Da, pe Victorieni. Are și Tavi pagină și cont de Facebook și de Instagram în același timp. Și a început și el, am fost foarte productivi în perioada asta. Face și el așa ca un soi de pastilă, nu știu cum să o numesc. Se numește 10 Minutes with Tavi Clonda și o să vedeți că face lucruri inedite din viața lui. Și mie mi se pare o idee super tare. Da, este. Eu tot îl sfătuiesc să meargă la nivelul de live pentru că chestia asta interactivă e mult mai mișto. Să vedem, suntem în negocieri, dar oricum vă ținem la curent pe paginile noastre sociale. Și oricum tot puteți vedea la noi pe paginile sociale și pe YouTube la Victorieni. Vă ador, sunteți superbe, zice Mariana Cucman. Mulțumim frumos, poate ne facem un partid, Gabriela. Asta așa că tot am vorbit de politică mai devreme. Îmi face mare plăcere să vă ascult, Camelia Niculescu. Când reveniți în televiziune, Ionelia Potoceanu te întreabă. Mă întreabă Tavi cât mai stăm în emisiune, că a început să plângă copilul. Da. Păi cam încheiem, că s-a făcut o oră. Au fost foarte mulți oameni care s-au uitat și sunt foarte multe comentarii. Poate dacă mai ai timp când o legeni pe Iris, mai intri și le mai răspunzi. Atunci stau foarte mult pe paginile de socializare. Da. Mulțumesc mult de tot, Gabriela. Cu mare drag. Nu e ușor să te rupi de acasă în situația de față și să vii. Mulțumim lui Tavi că a fost înțelegător și asta cu copii. Uite, se uită și fiina mea, Diana Bișinicu, hai să o pupăm. O salutăm și pe Diana. Dar chiar de ce nu invit și pe Diana, că are multe lucruri de discutat. Cu siguranță o să o invit și pe ea. Ne-am întâlnit aseară la petrecerea Viva. Și o să invit și eu la mine în sesiunile mele live, pentru că eu știi despre ce la vorbesc. La umbra nucului. La umbra nucului despre fericire. Da, foarte frumos, foarte frumos. După aceea o să zic că n-aveți ce face și vă invitați unii pe alții și stați de vorbă. Păi foarte bine. Păi ce să facem dacă suntem... Păi așa socializăm, așa comunicăm. Asta înseamnă social media. Da. Mulțumim mult de tot, mulțumim Exotic pentru setup-ul superb pus la dispoziție. Vreau și eu niște canapele de aia. Da, păi mergem la Exotic. Mulțumim și vouă că ne-ați urmărit. Seară frumoasă, ne vedem săptămâna viitoare. Pupici. Succesul începe cu un vis. Îndrăznește să visezi. Înconjoară-te de oameni de la care ai ce învăța. Te invit alături de mine să descoperim împreună cele mai noi trenduri în materie de lifestyle, fashion, beauty, dar să facem cunoștință și cu acei oameni care în calea lor spre succes au spart tiparele. Cristina Șișcanu Show. Fii motivat, fii curajos, fii de succes!